Astăzi, pe 2 iulie, românii prăznuiesc ziua Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Puțini români știu că Marele Domnitor al Moldovei a fost canonizat în anul 1992. Ștefan cel Mare și Sfânt, fost domnitor al Moldovei între anii 1457-1504, a rămas cunoscut în istorie și ca apărător al creștinătății. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat pe data de 20 iulie 1992. De atunci este sărbat Sfântul Ștefan cel Mare, domnitorul care a purtat 42 de războaie și a construit 36 de lăcașe de cult. Cunoscut pentru domnia sa de 47 de ani și pentru vitejia sa, Ștefan cel Mare a fost supranumit de popor drept cel mai mare și sfânt bun și cinstit, pentru iscusința în lupte și pentru numărul mare de lăcașe sfinte ctitorite, precum și pentru fapte de milostenie. Ștefan a fost fiul lui Bogdan Vodă și al Oltei Maria și nepotul lui Alexandru cel Bun. El s-a remarcat drept un apărător al creștinătății și a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1992. Încă de tânăr, el obișnuia să meargă la cuviosul David Danil, Sihastru, fiind văzut ca un mărturisitor al credinței. Potivi legendelor după fiecare bătălie, domnitorul Moldovei înălța o biserică motiv pentru care Ione Culce a spus: "Câte război au bătut, atâte mănăstiri și biserici au făcut." Totuși, cercetările istorice dovedesc acest lucru doar parțial. În primii săi 9 ani de domnie, el a purtat mai multe războaie, iar unele dintre cele mai cunoscute biserici și mănăstiri ctitorite de Voievodul Moldovean, vizitate astăzi de sute de români, sunt Mănăstirea Putna, Mănăstirea Voroneț, Mănăstirea Moldovița Biserica Sfântului Gheorghe din Suceava și Biserica Sfântul Nicolae din Rădăuți. Toate aceste construcții sunt remarcabile pentru frumusețea și valoarea lor culturală și artistică, precum și pentru importanța lor istorică și religioasă. Sfântul Voievod Ștefan a trecut la cele veșnice în anul 1504 și a fost înmormântat la Mănăstirea Putna, titorită de el în anul 1466 în apropierea de orașul Rădăuți, în nordul României. Mormântul acestuia a devenit de-a lungul timpului un simbol al identității identității naționale a românilor și un loc de pelerinaj pentru cei care doresc să se închine la mormântul liderului istoric, relatează România TV.net.